Uite, ia prânzul meu. Trebuie să am mâinile libere. Votați-mă pe mine! Pe mine! Votați-mă pe mine! Hei, Jesse, mă votez pe mine, președinte? Cum să nu? Votează-mă pe mine, președinte! Cum să nu? Votează-mă pe mine, președinte! Ce dai? Încă un an de rezultate excelente ca președinte al școlii. Dacă nu-mi dai ceva de mâncat sau de scris, nu cred că o să-ți dau votul meu. Următorul. Votezi pentru mine, nu? Candidezi? De când ești tu interesat de politică? De când am aflat că detenția se face în timpul Consiliului Elevilor. Având în vedere că suntem în perioada alegerilor, cred că e foarte potrivit să începem capitolul despre democrație. Luați aceste hârtii și studiați-le. Și cum avem elevi care lipsesc, e nevoie de voluntari care să le ducă temele și să aducă scutirile lor. Cine trece pe la Penny? Eu! Vreau eu! Trebuie să vă avertizez. Penny are oreon. Oh, tu ai avut oreon? Nu, dar vreau să am. Boile copilăriei trebuie să le ai în copilărie. E în regulă. Nu, nu, alegeți-mă pe mine. Îmi voi pune o pungă în cap. Îmi pare rău, nu. Cât stau acolo îmi țin respirația. Mulțumesc oricum. De ce nu ții respirația cât stai aici? Ești supărat pentru că am spus că nu te votez pe tine? N-am nevoie de votul tău, am și așa destule. Oh, atunci ești supărat pentru că te-am părăsit atunci. Ha? Eu te-am părăsit. Jenny, tu ai să mergi la Penny. Cine vrea să meargă la Charlie? Ha-ha, nu te-am ales. Ce copil! Tu ești copil și eu te-am părăsit. Se spune m-am despărțit de tine. Dar dacă nu era așa copil, ai fi știut cum se spune. Nancy, a? Din moment ce ai atâta de spus, de ce nu treci pe la Polly să-i spui de temă? Iată și un hot dog de soia gratis din partea lui Gabriel, care candidează pe lista vegetariană. Votează-mă pe mine! Votează-mă pe mine! Votează-mă pe mine! Votează-mă pe mine! Carne de vițel pe gratis, votează pentru Neil! Votează-mă pe mine! Votează-mă pe mine! Votează-mă pe mine! Dați-mi din fiecare! Votezi pentru mine, nu-i așa? Poți să-mi dai o prăjitură? Dacă îmi vin, propun săptămâna de școală de 3 zile. Niciodată! Mi-e silă să-ți mai văd fundul ăla mare. Știi, m-am gândit. Am făcut cea mai mare prostie când am vrut să... Las-o baltă, tot nu votez cu tine. Dacă mă gândesc, cred că am făcut bine. Hei, Sherry, stai un pic! Ce zici de o săptămână de școală de o zi? Poli, capitol 9, întrebări de la 1 la 9 fără 5. Engleză, să scrie un eseu de 100 de cuvinte despre cum va fi viața în 2015, 2035 și 2075. Și când vine la școală, spuneți-i să aducă o cutie de pantofi, gută și o folie de staniol. Pa! Stai, stai! Poți să-i zici chiar tu, Polali? Nu, nu pot. Sunt foarte sensibile la boli. Și are Polala nu se ia. O mânca ceva și n-a fost bun, îi se poate întâmpla oricui. Intră, scumpeti! Nu! Nu, vă rog, nu. Intră, scumpă. Polala are nevoie de prietenii ei, amu. Globke, vede manecica. Oh, Nancy, nu pleca. Vino mai aproape. De unde știu că sunt eu? Când ești bolnav, celelalte simțuri se ascult și preiau controlul. Mulțumesc că ai venit. Să-ți fac cunoștință cu mătușa Nicica. Bună ziua! Nemi Glavis, vidi Frangeman! Așa e! Na, na, na! Mua, mua, Nicica! Nicica! Auzi de tine! I-am povestit de prietenii mei apropiați! Super! Ce face? Masaj Lituanian la picioare! La dureri de burtă, e chestia cea mai bună după linsul unei capre! Aha! Și chestia aceea de pe cap? Ca să se știe cine e bolnav. Da, trebuie să plec. Fă-te bine cât mai repede. Las-te mama mei tale. Nu, nu,
Nu pleca, Nan. Mă bucur că ai venit. Mă temeam că nu voi mai avea ocazia să te mai văd. Te doare doar puțin stomacul. O să te întorci la școală în câteva zile. O durere ca asta poate fi foarte ciudată. Aha, așa e. Familia mea este mai mică din cauza unei astfel de epidemii în anii 60. Au omorât două verișoare de ale mamei și 8 capre ale lor. Durere, durere! Oh, 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 oh. Din păcate, mătușa nu a ajuns la timp ca să salveze caprele. Deci, ce mai e nou pe la școală? Ce mai fac prietenii mei? Adu-mi aminte, de cine vorbești? Ai dreptate, am atât de mulți prieteni. Ei, apropo, n-am primit o felicitare cu urări de sănătate din partea colegilor? Oh, da! Ești bolnavă, fă-te bine repede. Ce drăguț! Abia aștept să citesc urările lor. Stai acasă cât vrei, numai să te faci bine, vine. Ce drăguț! Nu te grăbi să vin apoi, odihnește-te un an măcar. Semna Jessie. Colegii noștri sunt așa de drăguți, sunt. Îmi pare rău, nu vreau să mă laud. Știu că atunci când ai fost bolnavă, nimeni nu ți-a scris așa ceva felicitare. Așa e. Păi, te las să te odihnești. Nu, nu, trebuie să spun ce se întâmplă la școală. Și crezi că ai putea să bazezi degetele de la picioare? Nu, ok. Domnul Besser s-a așezat pe o gumă de mestecat, iar cei din clasa a doua și învățătoarea lor, doamna Belinkov, sunt pedepsiți. Asta o să te intereseze. Mâncam înghețată și s-a rupt coada la linguriță. Nu mă surprinde. Le-am spus celor de la bufet că asta se întâmplă atunci când cumperi ustensile ieftine de plastic. Și oamenii se mai întreabă de ce îmi iau cu mine peste tot rusa cu lingurițe. Mereu apare câte o urgență. Și altceva? Ți-am spus că domnul Besser s-a așezat pe o gumă de mestecat? Mai spune. Păi, cam atât. Toată lumea e ocupată cu alegerile din școală. Alegeri la școală? Super! Cine candidează? Ce propuneri au? Toată lumea vrea să fie președinte și toată lumea promite mai multe excursii și mai puține pedepse. Aha, aha. Și ce spui despre adăugarea de lecții de lituaniană? Nu prea mult. Și mai au impresia că îi reprezintă pe bieții elevi. Wow, dacă nu mă durea stomacul, aș fi candidat. Și apoi, în doar un an, orice copil din școală ar fi fost în stare să intre în orice restaurant lituanian și să comande într-o lituaniană cursivă. Orice meniu. Da, pierderea noastră. Polala! Da, mama? Spune-i lui Nan că i-am pregătit o gustare. Borș tocmai o fiert. Borș? Nu vreau niciun borș. Nu vreau să mănânce, mama. O să fiu ocupată să-mi facă masaj la picioare. Și nu te mai teme să apeși. Dă-i tare, rezist. Vin imediat, doamna McShane. Puneți-mi niște borș. Votați pentru Jordan. Promit să scăpăm de domnul Besser. Votați pentru Neil Futlick. O să vă scape de domnul Besser. Votați Sanjay. Scăpați de Besser. Huliganii ăștia mici, în fiecare an trebuie să fac asta. Așa că întrebați-vă, nu vă este mai bine astăzi decât vă era ieri? Și nu sunt eu cel care v-a promis schimbări extraordinare la bufet? Și nu v-am făcut eu miercurea de curii? Și joia de ceapa bagii? Nu aplaudați încă? Votați pentru mine! Într-o zi o să-mi prindă bine la colegiu! Bine, votați-mă și promis schimbări majore! Ziua costumelor de baie, ziua de uitat la televizor și ziua de enervat copiii mai mici. Și și dacă voi fi aleasă, promit mai multe excursii și mai puține pedepse. Hei, asta voiam să spun eu. Mi-a furat ideile. Ba nu, eu le-am spus prima. Sunt ale mele. Când le spui după mine, tu ești cea care îmi fură ideile. Eu? Tu ești hoața. Ba tu ești hoața. Ba tu ești hoața! Așa că nu uitați să vă însemnați biletul de vot și să votați Jordan și Gabriel pentru copreședinți! Votează-mă pe mine! Votează-mă pe noi! Votează-mă pe mine, băiatul care a dus curi în meniul școlii! Votează-mă pe mine! Votează-mă pe mine! Votează-mă pe mine!
pe noi! Hei, am aflat că sunt lituanian, iar noi lituanienii trebuie să fim uniți, așa că votezi pentru mine, da? Nu, ea votează pentru mine. Ziceau că ești bolnavă, dar văd că arăți super. Am plâns când ai fost bolnavă, așa că votează pentru Sanjay. Nu, ea mă votează pe mine, nu mai îmbrobodiți. Și ea spune, asta e o roche nouă? Nu, o durere de stomac mi-a trecut, așa că am îmbrăcat și am găsit la îndemână. Trebuia să vii să particip la alegeri. Vezi, când există un candidat meritos ca mine, se târăsc până aici ca să mă voteze. Bravo, ți ai venit să votezi. N-am venit să votez, am venit să candidez. Nu vă faceți griji, e prea târziu ca să candidez pentru președinte și să vă iau voturile. Așa că am să candidez pentru vicepreședinte și promit să lucrez foarte, foarte bine cu oricine câștigă. Vă voi sta alături, vom mânca împreună, vom veni la școală împreună, ne vom suna în fiecare seară. Când vă spălați pe dinți dimineața, am să fiu lângă voi, să vă dau paharul cu apă, aha, aha. La adunarea aceasta trebuie să fie o dezbatere între candidați. Dar nu știu din ce motiv, toți candidații, cu excepția unuia, s-au retras din cursă. Și cum nu există nicio dezbatere, adunarea este încheiată. Stați un pic! Au venit pentru o dezbatere și vor avea o dezbatere. Și cum nu candidează nimeni la președinție, am să fac eu. Poli? Școală, elevi, onorați contracandidați. Cum să oprești un tren care deraiază? Dacă voi fi aleasă, promit să-mi dedic întregul timp vouă, spre deosebire de leneșul meu contracandidat Sanjay, care după un an de la alegeri nu a realizat nimic. Vă întreb, vă amintiți de vreun astronaut celebru care să fi venit aici să deamână cu voi? Nu! Și unde este studioul nostru de televiziune, ultimul ragnet în care să facem propriile programe și emisiuni? Și apropo, școala nu are încă un avion al ei? Dar n-am spus niciodată că am să fac lucrurile astea. Vedeți? L-ați auzit? N-am vrut niciodată să facă toate lucrurile astea. Și de Jordan și Gabriel, ce să mai zicem? Cu președinte, ele spun că unde-s doi puterea crește, dar nu cu ele două. Să ne uităm mai bine la programul lor. Mai multe excursii, mai puține pedepse. Ce idee bună! Să-i lăsăm pe copii să facă ce vor, să se legine pe lustra asta când nu sunt într-una din cele două excursii educaționale zilnice la fabrica de conserve de pește. Deci, crezi că nu trebuia să ne retragem? Glumești? Mi-e milă și de scaunele astea. Și-l mai avem și pe Neil Fotlic. Nu are niciun drept să stea pe scaunul acela. Oamenii mei au descoperit că nu locuiește la noi în cartier. Se folosește de o adresă falsă ca să vină la școala asta. Dacă Neil minte în legătură cu adresa lui, probabil că minte și când spune că o să vă aducă un montan râs. Gata, dezbaterea s-a încheiat, e timpul să votați. Dar cum rămâne cu discursul meu? S-a terminat, gata. Nu uitați, votați pentru Polly. Rezultatele alegerilor sunt următoarele. Mă repede, nu mai pot să suport tensiunea. De ce ți-e frică? Ești singura candidată. Cine a câștigat? Tu. Ura, nu-mi vine să cred. Vă promit celor care m-ați votat că n-am să vă dezamăgesc. La ce diferență am câștigat? N-are importanță. Cum ți se pare mâncarea? Ca președinte al școlii noastre, sunt foarte interesată de tot ce se întâmplă. Deci, cum ți se par macaroanele? Au gust de ripici. E inacceptabil, am să mă ocup de asta. Și uite cât de mici sunt porțile. Nu-i de mirare că ești așa de mic și precăjit. Am să mă ocup eu de asta. Cum ți se pare scaunul? E bun. Nu e. Uite de la tine, ai poziția unor tăieței uzi. Nu mă miră deloc, n-ai spătar. Mă voi ocupa eu de asta. Bună dimineața, concetățeni. Vă vorbește președintele Polly McShane despre schimbările profunde pe care am fost desemnată să le pun în aplicare. Am plăcerea să vă anunț că la bufet nu se vor mai servi băuturi, răcoritoare și dulciuri. Voi și dintii voștri îmi veți fi recunoscători. Nu, a nebunit.
Iarde, astăzi încep implementarea programului Polly McShane. Toate salile de clasă vor avea draperii groase, astfel încât nimeni să nu fie distras de ce se întâmplă afară și să vă puteți concentra la ceea ce vă spune profesorul. În sfârșit, la ședința de după amiază, am să vă prezint un plan în 100 de puncte pentru o educație mai bună. Ok, urmează un referat al doamnei Footlick. Ei bine, în numele părinților vă pot anunța că noile uniforme ale orchestrei au fost livrate marți, arată minunat. Doar o mică problemă, au trimis unul în plus, detalii a unui adult. Măi să fie, habar n-am cum de s-a întâmplat asta. Trimiteți-l la mine acasă și am să văd eu ce fac cu el. Următoarea problemă, cina pentru părinți și profesori. Unde-i toată lumea? Oh, aici sunteți. Nu știam că ședința s-a mutat aici jos. Ai zice că vă ascundeți de cineva? Deci, ce-am pierdut? Prea puțin. Ea este noul reprezentant al elevilor. Polly McShane, președinte al elevilor. Și promit să mă descurc mult mai bine decât leneșul acela de predecesor al meu. Vorbește băiatul meu. Nu o să auzim prea multe din partea asta, Sully. Polly, e prima dată când vii aici. Poate că ar trebui să stai în spate puțin și să asculți. Asta e problema. Toată lumea stă și se uită și nu face absolut nimic. Apropo de asta, ce se întâmplă cu fiascoul acela cu uniformele orchestrei? Am auzit că am primit una mărimea 42 și singurul pe care îl știu că poartă mărimea asta este... Am trecut de asta? Ok, voi face copii ale notelor de primire. Numărul 2, vreau să vorbim despre pauză. Nu e nevoie de ea, o anulăm. Numărul 3. Stai. Nu putem elimina pauzele. Copiii au nevoie de asta. E singura șansă să mai consume un pic de energie și astfel să se poate concentra restul zilei. Păi, asta n-ar fi o problemă dacă profesorul ar avea ceva control asupra elevilor. De ce să nu jucăm șotronul toată ziua? Ascultă, Polly. Știți, e o idee minunată. Dacă scoatem pauzele, copiii vor avea mai mult timp să învețe, iar băiatul meu, Neil, nu va mai fi bruscat de atâtea ori pe terenul de joacă. Vă mulțumesc pentru sprijin. Sunt aici doar ca simplu reprezentant al conducerii elevilor. Tu ești conducerea elevilor. La altceva te-ai gândit? Numărul 3, parcarea profesorilor. Oh, da, m-am gândit și eu la asta. Ar trebui să fie mult mai aproape de biroul. Nu mă gândeam tocmai la asta. Eu zic să o dărâmăm mâine. E o pierdere de spațiu, de spațiu. Profesorii ar trebui să vină cu transportul în comun, oricum. Sau să vină pe jos. Unora le-ar folosi un pic de efort. Nu-i așa, domnișoară Graves? Și începând de luni, vom avea program de liniște pe holuri. În loc să stai la gargară cu coleguri de bancă, mai repeți tabla înmulțirii. Aceasta fiind încă o idee minunată a nou alesului președinte. Iar mâine, eu, Polly McShane, proaspătăl președinte, vă voi prezenta un raport asupra noii conduite vestimentare în școala noastră. Pentru aceia dintre voi care vor să mă ia înainte, vă dau un indiciu, porca și saboți. Și în sfârșit, începând de astăzi, am plăcerea să vă anunț că sala de mese a profesorilor e oficial deschisă pentru că elevii fără mese să aibă și mai mult loc. Așa că, dragi profesori, luați-vă mâncarea la pachet și mergeți să mâncați în mașinile din parcare. Cât mai aveți una. Luați-vă picioarele de pe birou, domnule Besar. Bine. În loc să începem cu matematica, cred că vom face un pic de istorie. Am să vă povestesc totul despre Revoluția Americană și despre cum un grup mic, dar hotărât de patrioți a reușit să înlăture tiran. Așa că, începând de mâine, am să predau dansuri populare lituaniene în sala de zniene, în sala de sport. Iar voi să nu vă faceți griji. O să forțăm pe cineva să danseze cu voi. Așa că aruncați-vă adidașii și înlocuiți-i cu pantofi, cu clopoței și pălării cu pană. O să vă placă! Iar de acum înainte, alături de jurământul de credință, vom cânta Lituania, o Lituania. Ok, toată lumea, după mine. Du-mă înapoi în Lituania. Ha? Te-ai primi înapoi când vrei tu. Aceasta e revoluție! Ne revoltăm! Te-am detronat, tiran crud ce ești. Ați înnebunit? Eu doar îndeplinesc voința poporului. Ei bine, noi suntem cei care nu te mai vrem. Pe mine m-ai făcut un leneș care nu face nimic. Uite, acum fac ceva. Iar despre mine ai spus că nu locuiesc aici. De unde știi că nu stau în fabrica de mobilă a tatălui meu? Dă-i drumul, pleacă! Toți cei care îmi sunt loiali îi rog să se prezinte la biroul domnului Besser. Yeah! Nu, nu,
Nu-mi veți închide gura niciodată! No! Ura! 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 Vești bune! Poli a fost înlăturată! Ziua de curii s-a întors! Cum? Și ziua costumelor de baie? Dar ziua soia bargărului! Curii! Costumul de baie! Soia! Soia! Fox Kids! Fox Kids! Fox Kids! Fox Kids! Fox Kids!